Sport Club a început tare primul meci oficial din acest sezon în faza a patra a Cupei României în deplasare la Cosarom Pașcani. În minutul 10, Dumitriu și-a încercat șutul de la 20 de metri, dar Luca a respins în ultimul moment. Pașcaniul a ripostat în aceeași manieră câteva minute mai târziu, dar Petrariu a fost la post. În minutul 30, Predoiu și-a încercat și el șansa, dar scorul a rămas alb. Patru minute mai târziu, Sport Club a deschis scorul printr-o execuție cu sânge rece a lui Mădălin Luncanu din marginea careului mare. Aproape de finalul primei reprize, pistolarii au mai ratat încă o dată după o incursiune cu mingea la picior a lui Hurdubei. La pauză, Sport Club a intrat cu avantaj minim. Mitanul secund i-a găsit pe pistolar tot în ofensivă, de data aceasta cu Ungureanu în prim plan. Golgeter în sezonul trecut, Ungureanu a ținut să-și arate valoarea. A fost omul potrivit la momentul potrivit. Cosarom Pașcani, Sport Club Bacău, 0-2, minutul 58. Ar fi putut fi și 3-0 în minutul 80, dar fundașii pășcăneni au scos în ultimul moment de pe linia porții. Gazdele au sperat și la prima ocazie din repriza secundă au marcat 2-1 după o lovitură liberă din 20 de metri. În minutul 90, Pașcaniul ar fi putut trimite meciul în prelungiri, însă ratarea monumentală a trimis Sport Clubul în faza a 5-a a Cupei României. Am avut un obiectiv clar azi, să ne calificăm mai departe, ceea ce l-am realizat. Pentru acest lucru vreau să-mi felicit echipa, jucătorii, pentru că au dat dovadă de dăruire. Chiar dacă calificarea am obținut-o, să știți că nu sunt foarte mulțumit de joc, decât pe alocuri. Au fost momente în care am dominat, dar am avut momente în care am fost dominant și adversarul chiar putea să-mi scrie în minutul 88.